ducem la cunoștință că vindem de toate acum pentru așa sărbătoare frumoasă ca Învierea Domnului și după obiceiul moldovenilor, cum la Paștele Blăjânilor se dă ceva de pomană, cum s-ar spune, cadouri frumoase, la noi s-a mai mărit vânzarea acum. Cumpără lumea de toate și se găsește aici. La noi lucrurile sunt anume pentru așa sărbătoare, pentru casă, pentru cadouri și suntem bucuroși că am ajuns la această sărbătoare, la Învierea Domnului și lumea își mai aduce aminte de cei răpăsați, de rugi, de prieteni. Așa e obiceiul la moldoveni, așa ne stăruim și noi să aducem anume la așa sărbătoare cumpărăturile care sunt necesare pentru așa ceva. Și vă poftim, până la Paștele Blăjânilor mai avem, veniți că lucrurile la noi sunt ieftine. Am venit la piață și cumpăr ceva de pomenirea părinților, bunilor, fratelor. Să dăm ca amintire de împomenirea lor. Paștele Blăjânilor trebuie să cumpărăm care și poate pentru pomenirea părinților, socrii sunt morți și părinții mei sunt morți, am soră moartă, cumpărăm și noi ceva în pomenirea lor. Hristos a înviat. Ne aflăm în perioada sărbătorii Învierii Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când toată lumea se bucură, și cel de dedesubt și cel de sus, și îngerii și oamenii. Totodată Mântuitorul înviat, cel înviat a treia zi de morți, a înviat pentru noi, pentru fiecare. Și noi suntem datori ca să îl iubim pe Dumnezeu, pe cum și Dumnezeu ne iubește pe noi. Dragi creștini, de Paștele Blajinilor și Biserica ne îndeamnă și Hristos ne îndeamnă ca să facem milostenie. Biserica nu recomandă și nu îndeamnă la fudulie în cimitire, atunci când venim cu daruri exagerate, și la prostie, atunci când cei care vin cu daruri exagerate, exagerează și fac mâncăruri și băuturi în exces pe la morminte. Venim la cimitir cu stimă și dragoste față de cei adormiți. Ne apropiem de mormintele celor adormiți și pomenindu-i în rugăciune către Dumnezeu, le spunem Hristos a înviat și lor, pe cum ne-a vestit învierea nouă celor vii. De aceea vă îndemnăm ca în această perioadă a Paștelor Blajinilor să dăm dovadă de dragoste față de cei adormiți, dăm dovadă de stimă și respect reciproc și dăm dovadă de cultură și, nu în ultimul rând, de adevărat creștin ortodox care spune Evanghelia atunci când faci cină sau prânz, nu invita pe cunoscuții tăi, pe prietenii tăi, ci invită pe cei străini, pentru că ei nu îți vor putea răsplăti, ci îți va răsplăti Dumnezeu. Atunci când dai de pomană, nu da la rude și la cunoscuți, dar dă celor care nu îți pot răsplăti, pentru că și rudele și cunoscuții îți vor răsplăti cu aceeași monedă, adică tu le vei da de pomană și ei îți vor întoarce cu altă pomană, îți vor întoarce pomana înapoi. Dați celor care au.